uitați de piesa norocoasă în Europa Express, va duce 100 de euro. Iată piesa norocoasă de azi. Bună dimineața, Laurențiu! Salut, Laurențiu! Bună dimineața! Ce bună mai dimineața e pe la Călăraș? Ce să fie? Vlad, mai trebuie să știi și el ce e pe la Călăraș? Ba da, n-am mai fost de ceva vreme, dar uite, o să mergem primăvara asta. Ione e din Călăraș, asta vreau să spun. Da! Da, știu. Ce mai e prin Călăraș? E treabă. Tot aia, plictiseală. Da. Da. Și ce ai zis? Hai să schimbăm starea asta, să le iau eu la băieți 800 de euro astăzi. Da. Laurențiu, vii într-un moment important al concursului nostru. Avem două zile la rând în care am dat toți banii. Știu. Asta ar fi să nu vin după două zile de... Cum spun italienii, nu e doi fără trei. Așa că poate e de bun augur. Non e due senza tre, Vlad. Nu știu dacă și călărășenii au vorba asta. Da, asta e o vorbă din fotbal. Nu e due senza trei. Că dacă e un șir de două victorii sau două înfrângeri... Nu să ai venit și a treia. Așa și noi la dublu, după două zile cu premiu maxim. Mi se încârlângă carnea pe mine, nu mai vorbi așa. Sperăm să vină și eu a treia. Spar pentru capul. Laurențiu, din Călăraș. Bam, care e pe stradă, este? Nu. Nu chiar, sunt la muncă, sunt în curtea fermei. În fine, ești în aer liber, da. Ești singur? Da. Da. N-ai, așa îți place ție să lucrezi la dublu sau nimic? Sau n-are cine să te ajute? N-are cine să mă ajute în momentul ăsta. De, asta e viața. Bine, hai să-i dăm bătaie. Plecăm de la 100 de euro, dublăm, sper, la 200, 400, 800. Și tot o să așa vedem pe parcurs. Laurențiu, mult succes! Baftă! Mulțumesc, să fie. 100 de euro. Pentru 100 de euro în dimineața asta, Laurențiu, spune-ne câte secunde sunt într-o oră? 3600. Mas o menos. Unor par mult mai multe. 60. Stai să verificăm un pic, iartă-ne. Hai, 60 de minute pe zi, o oră, adică. Ha? 3600 de secunde. De unde ai scos asta, mă? Asta e la cu perversa de pe Târgu Ocna. Asta e? Nu. 60 de minute pe zi, o oră, adică 3600 de secunde. Hai, doamne, că e bine, da. Ne-a confirmat perversul că e bine. Bravo, Laurențiu. Ne-am bătut că trebuia să-i dea copilul o oră pe zi. 60 de minute, 3600. Laurențiu. Ce prostie. Cu prostia asta, ai asta, mă, băiatule. Mie îmi place să e clasică. Da, astea clasice. Da, okay. Alții rețin Baltagul Sadoveanu, eu rețin... Ia zi, Laurențiu, mergem mai departe la 200? Da. Hai! 200 de euro. Laurențiu, antebrațul are două oase. Unul se cheamă cubitus sau ulnă. Așa? Și cum se numește celălalt? Radius. Mamă. Băi, băiete, știu Radius. Pe bune? Eu nu mai știam. Hai, mă, și... ni le tot rupem. Când mici. Bravo, Laurențiu! Bravo, bravo! Ești idolul meu, să știi dacă ai răspuns la întrebarea asta. Eu știu Tibies și Peroneu. Așa. Aole, asta era întrebare de mâine, cred. Nu. Așa. Bă? Mai știu cu Humerus. Da. Cubitus și Radius, tăticule. E tare. Nu că e un os, dă-l vezi toată ziua. Bine, da, cunosc, toată ziua frecvent, sigur că da. Cum te uiți la ceas, pac te uita la cubitus. Și Radius. Și Radius. Că pe amândouă le vezi. Bravo, Laurențiu. Bine, domnule. Ești tare. Da, nu știu, să vedem. Cum facem? Mergem mai departe. Mergem mai departe. Bravo. 400 de euro. Mă zic că... Omul știe. Non ce due senza tre. Azi dăm 800. Na. Laurențiu, pentru 400 de euro până una alta, să ne spui
care era moneda națională a Greciei înainte de euro? Drachma. Ce nu știe omul. Când ai fost tu prima dată în Grecia? Mai știi? Era 2005. Păi nu mai erau. Dar cum să nu? Euro nu de cred că mai erau. În ce an a fost adoptat euro, domnul? 2007. 2000. 2007 am intrat noi în Uniunea Europeană. Nu, în Grecia, zic. Nu, era... Cred da? Că nu mai erau, da. Cred că nu mai erau drachme când am fost eu. Nu mai erau. Nu mai erau. Din 2001 nu mai erau drachme. Fiți mai atent la enunțul întrebării, domnul Luca. Ce enunțul întrebării? Tocmai ce am întrebat, când a fost adoptat euro de Uniunea Europeană. Și tu ai zis 2007, că atunci am fost eu prima dată. Nu m-am crezut că euro în Grecia. Păi da, euro e în Uniunea Europeană și azi, și în România este leu. Ron. Deci am crezut că și Grecia. Și Grecia ce? Nu a intrat cu euro din prima, am mai ținut drachmă puțin. Din prima a fost. Da? Din prima, da. Ai naibii greci. Da. 400. Iartă-ne, Laurențiu. Avem aici discuții. Noi chiar ne simțim ca acasă. Da. Uneori mă uităm că sunt microfoanele deschise. Și că suntem la serviciu și... Da. Da. Ai 400 de euro, o să faci 800. Dar nu știi ce să faci, cinstit, mă tentează să merg mai departe. Ideea este că eu aș vrea să donez banii. Uh-huh. Nu știu ce să fac, dar cred că să merg mai departe. Dar cui vrei să donezi banii? Mă gândeam Fundației Dăruiește Viață. Uh-huh. Foarte frumos. Da. Da. Bravo ție. Acum, acum sunt îndoit, știi că în momentul ăsta ți-aș spune, eu nu știu, chiar nu știu întrebările. Luca mă urăște că nu mă uit pe întrebări. Nu te urăsc. Tu mă urăști pe mine că nu mai pe știrile tale. Este o măsură de represalii. Deci nu știu care este ultima întrebare. Acum dacă ai zis de donații... E un premiu suficient că am stat de vorbă. Serios. Mulțumim. Poți să stai de vorbă cu noi oricând, că toată ziua stăm de vorbă cu ascultătorii. Așa ne facem emisiunea, că altfel noi nu prea ne pricepem. Dar acum eu aș zice, hai mă, dacă tot e de donat, măcar să fim siguri. Să-i seama, cei de la Dăruiește Viața, fetele de la Dăruiește Viața. Oprește-te! Oprește-te acum! Da, dar trebuie să lăsăm pe Laurențiu. Știm că e singur să decide ce face. Și cu 400-800 și cu donatul. Nu, treaba cu donatul este certă. O să mergem mai departe. Mergem mai departe la 800 și vedem dacă... Hai, azi chiar simt pumnii acum. Hai. Ia mă să văd și o întrebare. 800 de euro. Laurențiu. Nu e foarte complicată întrebarea. Ești pasionat de călătorii? Da. Mai bine, e suficient să te uiți la documentare pe posturile de profil. Asta. Laurențiu, pentru 800 de euro în dimineața asta, spune-ne pe teritoriul cărui stat se află situl arheologic Chichen Itza. Mexic, peninsula Yucatan. Maica mia! Bravo, bine, felicitări! Bravo, excelent! Super, mă bucur. Bravo, foarte mult. Mulțumesc. Ai nimerit. Știi și coordonatele GPS? Da. Nu. Glumesc. Mamă, am fost acolo. Băi, te felicităm foarte tare. Cum e dimineața asta? Mulțumesc. O să te rugăm să spui tu, uite, în momentul ăsta, ce vrei să facem cu banii. Am spus deja, o să-i donăm Fundației Dăruiește Viață. Ești foarte tare. Foarte tare, felicitări. Asta e o premieră în istoria concursului nostru, când cineva ia nu doar premiu, ci marele premiu dintr-o dimineață și donează banii. Da. Da. Da, o să am și o singură doleanță. Aș vrea să cunosc personal pe Vlad când ajunge la Călăraș, eventual. Ah, ok. Păi uite, să-i lași un telefon Marcelei, da? Are numărul lui. Deja. Ai telefon. Bine, și când vă întâlniți, când te întâlnești cu Vlad la Călăraș, mai are Vlad un cadou pentru tine. Da, o să-ți aduc un hanorac. Îți aducem un hanorac. Bună, vă doresc. Măcar atât din partea noastră, un hanorac, cană nu mai avem. Dar ce măsură să fie hanoracul?
Hai, sper din ce în ce mai mic, aș fi fost pe 2XL, dar sper să slăbesc și eu. Mai sus de XL n-avem. E bine, bine. XL, mai slăbești și tu. Bine, Laurențiu, da. Felicitări încă o dată, ne-ai surprins în dimineața asta. La revedere, zi bună. Bravo, bravo. Nu închide, rămâi să vorbești cu Marcela ca să afli cum te vezi cu Vlad și cum iei și Hanoracu. A fost și la Cicenița, l-am nimerit, îți dai seama ce șansă? Da. A fost la Cicenița? A spus, da. Păi ce tare, dar noi de ce n-am fost la Cicenița? Păi noi ne-am lăsat copleșiți de treaba cu donatul banilor, care ne-a emoționat până la urmă pe toți aici. Și am pierdut detaliul ăsta, dar a spus că am fost acolo. N-ai văzut că a zis Mexic Yucatan. Omul e patron Yucatan. De ferme, pare, da, și are 5.000 de hectare de grâu, porumb, nu știu ce, în timpul liber citește enciclopedii. N-avem de unde știi asta. Mulțumim, Laurențiu. Să trăiești. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.